Și bine v-am regăsit în 2024, când, iată-mă, în sfârșit, prezentă în fața voastră. Reluăm seria noastră obișnuită de vloguri, vineri și luni, de la ora 7, nu mai lipsește nimeni, s-a încheiat. Au fost într-adevăr 3 săptămâni minunate, care mi-au prins extraordinar de bine, minunate prin simplitudinea lor, prin plictiseala lor, prin banalul lor, pentru că n-am plecat chiar nicăieri în perioada asta, cel mult așa niște drumuri pe la Buzău și prin apropiere, dar n-am fost prin zone exotice, pe insulele nu știu care sau nu știu ce țări străine. Efectiv, am fost acasă și m-am adunat. Mi-am adunat puterile și liniștea și oamenii din jurul meu și animăluțele din jurul meu și a fost extraordinar de bine să am parte de resetarea asta completă din fabrică. Deci setările mele sunt acum proaspete, mi-am făcut toate update-urile softurilor posibile și sunt cât se poate de bine și de dornică și de pregătită să începem o nouă serie de vloguri pentru anul al, nu știu, câtelea e ăsta de când fac eu vloguri pe YouTube, al 7-lea? 7-lea sau 8-lea e ceva. Recunosc că sunt și un pic prinsă de emoții momentan, emoții pe care nu de mult le comparam eu cu acelea pe care le avem poate în momentul în care ne aflăm în fața unei comisii și trebuie să prezentăm o chestie, o lucrare sau când dăm un examen, cum a fost la BAC în cazul meu. Când am dat oralul am fost de un milion de ori mai opărită, că mă ascultă ăia, că sunt ăia în fața mea, să nu zic vreo prostie, să nu fac ceva, decât în momentul în care am dat scrisul, că n-ai loc să te întorci stânga-dreapta, să mai vezi un alta, să te mai gândești, zi, bagă. E, cam așa mă simt eu în momentul în care vin în fața voastră după o perioadă din asta mai lungă de timp. Dacă în decembrie e simplu pentru că ne vedem zilnic și știu de unde am rămas, cu ce să continui, ce s-a mai întâmplat, deci lucrurile curg de la sine, după o perioadă de genul ăsta mi se pare că sunt multe care s-au acumulat și lucruri pe care vreau să vi le spun și am un milion de gânduri, chiar dacă zilele astea n-au fost atât de agitate pe cât a fost decembrie, slavă Domnului, mă bucur că a fost, dar mă bucur și că s-a dus, cu totul, dar cu toate că zilele astea n-au fost nici pe departe atât de agitate, mă refer la perioada asta de vacanță, totuși s-au întâmplat atât de multe și am atât de multe să vă arăt și să vă împărtășesc și să vă povestesc și dintre cele care au fost și dintre cele care urmează să fie. Mai ales în casă, pentru că da, va reveni în forță Trafalet Vlog. Nu știu dacă chiar din vlogul ăsta, ăsta o să fie mai mult de încălzire, de povestit, să vă zic cam cum stăm, unde suntem, ce s-a mai întâmplat. Așa, o încălzire ușoară înainte să începem antrenamentul forță, dar de la următoarele clar reluăm seria de trafaleală, că sunt atâtea de făcut și atâtea lucruri pe care am decis să le schimbăm până la urmă și vă voi purta prin camere pe aici, vă povestesc cu alta. Avem plinte, profile, cornișe mai nou, culoare de nu știu care fel, tapet, mobil, am decis că pe ăla până la urmă, asta cred că v-am zis oricum prin vlog, pe ăla până la urmă o să-l fac birou, nu o să mai fie dormitor, trebuie scos dulăpescul de acolo, mutat în altă parte, nu avem cum să-l mutăm. Deci sunt niște drame adevărate de care chiar mi-era dor și mi-era dor mai ales să le împărtășesc cu voi și să
revenim la programul nostru obișnuit. Programul nostru obișnuit în care eu vă povestesc viața mea și voi sunteți aici cu mine, prietenele și prietenii mei, și că suntem unul pentru toți și toți pentru unul. Așa cum am funcționat de atâția ani încoace. Mulțumesc tare mult așadar că m-ați așteptat și să știți că mi-ați lipsit. Mi-a fost dor de voi, în ciuda faptului că prima săptămână de vacanța aia dintre Crăciun și Revelion, Doamne, săptămâna aia a fost mană cerească. Deci, fără alarme, fără program, fără ora 7, fără montat, fără făcut ceva, nu, eram pe altă planetă, adică am dormit atunci, primele zile după ce a trecut vlogmas, am dormit după amiaza, am dormit ziua până pe la 9, ceea ce pentru mine e uriaș, uriaș de tot. Și uite, asta vine cu un, mă rog, un lucru nu tocmai bun, că acum sunt în acea fază, în acel proces de acomodare la rutina mea de dinainte. Întotdeauna m-a dat peste cap perioada asta, deci perioada dintre anul ce trece și ăsta nou care începe a fost o perioadă de leneveală, de odihnă și așa mai departe. Chiar dacă au fost și alte elemente care m-au împiedicat să vin în fața voastră mai devreme. Mă rog, viața e de așa natură și nu vreau să se înțeleagă cumva că am dormit toată perioada. Au mai fost și alte aspecte, așa încât am zis că o să vin în fața voastră abia în momentul în care o să fiu suficient de liniștită și de calmă și nu o să mai am altele de făcut și o să pot să ne vedem de treaba noastră pe mai departe. Ce ziceam cu reversul medaliei? Păi, perioada asta întotdeauna este mai dificilă pentru că îmi este greu să revin la rutina mea de dinainte. Cea în care aveam niște ore relativ fixe de culcare și de trezire. Cea în care aveam un anumit regim alimentar. Că vă dați seama, a fost cu porceli în perioada asta. A fost cu cozonaci, cu prăjituri și așa fac de fiecare dată. Nu este neapărat ceva ce regret. Nu o să mă apuc acum să plâng că, vai, am mâncat cozonac sau ciocolată sau, nu știu, am dormit mai mult, deși se simte. Nu pot să zic că nu. Dar întotdeauna când încerc să-mi revin și să mă întorc la rutina mea obișnuită, e un pic de muncă și sper să putem face asta împreună. Dacă vouă va ieși deja, bravo, mă bucur pentru voi, dar eu sunt într-un proces din ăla în care, iată, mă sunt cu jurnalul lângă mine tot timpul, notez tot felul de chestii pe acolo, încerc pe cât posibil să-mi acomodez programul de somn, să dorm așa cum o făceam. Problema este că înainte mă culcam pe la 10 seara, iar acum se face 1 și sunt cu ochii pe pereți și mi-este foarte greu să mă trezesc dimineața. Spre deosebire de astăzi, când, uite, știam că începem seria de vloguri și m-am trezit chiar foarte lejer, ați văzut, am fost și gospodină, am făcut clătite. Deci, te tare capul, au fost foarte bune, clătite de alea chioare, cum fac eu, dar au fost aprobate, am văzut că au fost și mâncate, așa că s-au mai rămas câteva. Iar planul pentru astăzi, trecând încălzirea noastră, întâi de toate, uite, încă o chestie care mi-a lipsit, nici nu știți cât, târg, vechiturile mele dragi, adevărat că am frunzărit pe OLX în perioada asta, Doamne Iisuse, deci am blocat numărul de bookmark-uri, adică de favorite pe care le pot pune pe aplicația, pe site-ul ăsta de la OLX. În principiu te lasă să pui 150, am depășit de mult 150, deci am rupt acolo pentru că n-am mai fost la târg din noiembrie, cred. Și mi-am dat seama una dintre plăcerile vieții mele, asta scutocită după comori, și mi-a lipsit atât de mult încât făceam asta online. Deci, pe OLX, oricum sunt tot timpul acolo, dar în perioada asta am făcut-o cu atât mai intens și am găsit niște chestii fabuloase. Și mai am așa să vă arăt câteva treburi prin casă, dar îmi lipsește efectiv toată povestea aia cu scotocitul prin cutii pe acolo, haide bossul meu să-ți dau nu știu ce, cu manele, cu mici, cu toate cele. Deci, ceva pitoresc cu situațiilor ăstora este ceva ce chiar... îmi lipsește și am dus Doru și exact asta o să facem. Am zis că îl mai las un pic să bufant cu clătitele pe jos pe acolo, cu pisicile, cât vorbesc eu puțin cu voi să-mi fac acum introducerea, după care pornim la drum. Este ba soare, ba urâțel, mai e un pic de zăpadă rămasă pe afară, nu extraordinar, am mai nins așa pe locuri, dar nu e ceva extraordinar. Crăciunul ăla de poveste pe care îl visam, ăla e în filme, că nu am avut ceva, 15 grade, nu mai știu cât a fost de Crăciun. Dar, da, sunt înapoi, plecăm la târg, vă arăt, vă povestesc și să nu uit să vă spun ce s-a întâmplat cu Florica. Florica e bine, dar să știți că am avut un eveniment foarte interesant în noaptea de Revelion. Ceva sublim. Nu ne-am pupat, nu, dar am fost foarte aproape să ne pupăm și o să vă povestesc toată treaba asta mai târziu. Propun acum să mergem să ne îmbrăcăm, să ne bucurăm de un piculeț de târgulete, să înghețăm pe acolo. Dacă o fi cineva, că nu știu, ținând cont de zăpădica ce s-a așternut pe afară, s-ar putea să nu fie nimeni. Însă noi mergem. Așa că, hai!
față era pe bancheta din spate a unei mașini, nu știu, ceva, Sandero, Logan, nu știu, n-are importanță, era un de la un, cred că pomeranian se numește rasa, sunt ăia mici, de-i bagi în geantă, ăia pufoși, avea nasul cât unghia de la degetul meu mic și gâfâia săracul, era numai... Nu-mi plac ăia. De ce? Că era drăguț rău, era numai blană tot. Păi dai deja pisici câte vrei. Păi da, dar era câine. Era cățel. Era broscoi de la care latră. Auziți asta? Nu asta. Asta. Asta fiind lătratul Florică. Mă rog, s-a oprit între timp, dar eu îl recunosc 100% pe fiecare dintre ei. Îi știu clar, așa cum și pisicile le știu după mieunat, după felul în care pășesc, vă dați seama că la rumbu, se aude un pic diferit față de pasul lui Rodicăț sau inimioară, care sunt așa niște grațioase și niște finuțe și nu prea le simt. Sau atunci când calcă Poirot pe parchet, îl recunosc după gheruțe, care gheruțele cele mai lungi. Deci știu că sunt mulți în casă și pare o nebunie, așa cum este și cazul câinilor, dar știu clar când latră unul sau altul, când mi-au unul, na, trăind cu ei toată ziua, îi recunosc 100%. Și ce voiam să zic cu Florică este că, după părerea mea, el e cam singurul din curtea asta care chiar a înțeles rolul lui de câine, meseria lui de câine, dacă vreți, spre deosebire de Grigore și Patrocle, care sunt genul de câini atât de simpatici și de drăguți, nu ei cu ei, dar cu oamenii mă refer, încât poți să pleci cu ei la sub braț, unul în stânga, unul în dreapta, dacă poți să ridici pe Grigore, desigur, dar sunt foarte amabili, că ai intenții bune, că n-ai intenții bune, că suntem prieteni, că ne știm, că nu contează dacă deschizi portiera mașinii, să zicem, coprești o mașină în fața curții și deschizi portiera, ei se urcă, gata, hai să mergem, iau, ce dacă nu ne știm, ne prietenim, lasă așa, vrei să intri, hai, îți facem un masaj, nu te descălța, o cafeluță, ceva, o dulceață, punem acolo în șoșori, mai treci pe la noi, ce contează că tu ai venit cu intenții nașpa, vino pe la noi. Deci ei sunt genul ăsta de câini, exagerând un pic. Florică, pe de altă parte, nu, Florică e genul de câine care pricepe că, măi, eu am o curte aici, ăsta e teritoriul meu, eu trebuie să-mi fac datoria mea, cel puțin eu așa o văd. Și cred că aici și au un cuvânt de spus și traumele alea pe care le are. A nu se înțelege că pe noi nu ne latră. Nu, ne latră și pe noi, doar că e un pic diferit. Când simte ceva, că se apropie, trece pe mașină sau nu știu, e ceva pe acolo, latră într-un fel. Când ieșim noi din casă sau venim sau așa, latră în alt fel. Sunt niște nuanțe pe care le-am prins de-a lungul lunilor de când este aici. Și o să încerc mâine, că acum deja s-a făcut noapte, am mai avut eu niște treabă prin oraș, mă rog. O să încerc mâine pe lumină, dacă reușesc cu niște zoom de la dat la maxim, să vi-l arăt, să vedeți ce diferență este. Dacă nu, o să inserez poze, că am reușit să-i mai fac câteva poze în ultima vreme. Este o diferență foarte mare între Florică, cel pe care l-am adus și îl știți, imaginea aia de cred că ne-a terminat pe majoritatea, și cel care e acum. S-a îngrășat băiatul meu, deci nu e ca Grigore Porcovan, dar s-a îngrășat atât de mult încât îmi fac probleme, că eu i-am pus o zgardă la gât de piele la momentul la care l-am adus, toți au primit. Și la Grigore, la Patrocle, nu e o problemă. Unde a fost cazul la Grigore, de exemplu, am mai lărgit-o să pot să bag mâna confortabil pe acolo să-i fie ok, deci nu e o problemă. Dar cum eu n-am mai pus mâna pe Florică de atunci, cred că îl strânge chestia aia și nu prea știu cum să fac, astfel încât să eu pot modifica, pentru că în continuare nimeni n-a reușit să pună mâna pe el de când l-am adus. Însă niște progrese s-au făcut categoric. Și aici voiam să ajung, de fapt, cu povestea din noaptea de Revelion. Bănuiesc că și la voi a fost aceeași nebunie, cu pocnitori, artificii, gălăgie, zgomot și așa mai departe. Și pe Patrocle l-am băgat în casă. Grigore a fost undeva, mă rog, într-o anexă acolo, a fost cu bufantul. Am stat fiecare, am fost acasă de Revelion, fiecare pe cât posibil cu ei, astfel încât să nu fie probleme. Pisicile toate în casă, deci până la urmă a fost ok. Dar cu Florică, ce să faci, nene, că n-ai cum și să vrei, nu se poate, doar cumva împușcat, anesteziat cu dealea și am preferat să nu. Ce s-a întâmplat? Deci după ce a trecut așa 12 noaptea, s-au potolit cât de cât, dar mai apăreau din când în când, deci până dimineața au dat cu artificii, au bubuit aici, a fost nebunie, haos. Nu vă zic că Grigore, cât e el de mare, deci eu cred că el cântărește mai mult ca mine la momentul ăsta, este un câine foarte dudulan, mare, masiv, s-a mai îngrășat clar de când îl am, tremura, măi, deci mi se rupea inima când îl vedeam cum tremura, când îl simțeam cu
cum tremura. Și după ce s-a oprit, după haosul care a fost la 12, că v-am zis, am făcut cu schimbul, și se mai auzea așa câte o bubuială, câinele meu, uriaș, Ghitai Mastodontul, tremura ca varga. Era așa. Mi-era o milă de el, nu vă zic și Patrocle, la fel cum a fost, că erau așa, parcă cumva își creaseră un scut și tremurau. Cât să închei de mari și de frumoși, tremurau și erau speriați, clar se vedea că sunt panicați. Florica, pe de altă parte, dădea ture. Dădea ture și lătra, dădea ture și lătra, tot așa în jurul casei, în continuu, în continuu, în continuu, în continuu. Se vedea temerea și în ochii lui. Și după ce s-au mai potorit, cum vă ziceam, și i-am lăsat pe ceilalți, adică Patrocle a rămas, Grigore acolo, și ne-am văzut și noi dare noastre, am mai stat un pic afară în curte, zic, hai să, na, mai bem și noi un pahar de șampanie, să ne bucurăm un pic, că toți suntem ca babăluci aici, frumos în pijamale, mai stăm puțin. Și Florică, al meu, din turelele pe care le dădea el în jurul casei, început să se restrângă cercul. Adică, aflându-se aici, eu să zic că eram aici, cum mă înconjura el așa, venea din ce în ce mai aproape, din ce în ce mai aproape, din ce în ce mai aproape. Deci am fost, cred că, maxim de apropiere, pe la un 20 de centimetri, nu știu să zicem, așa. Ceea ce pentru mine, vă dați seama, a fost o chestie extraordinară, pentru că eram ferm convinsă că în seara aia reușesc să-l ating. Și nu știu dacă a făcut-o de frică, dacă s-a apropiat atât de mult. Nu știu dacă de frică, nu știu pentru că în sfârșit a prins încredere, nu știu dacă a fost o combinație de factori cu vocea mea, că i-am vorbit în continuu, poate nu mă credeți, dar am stat apoi afară vreo 2 ore, am rămas singură, am stat vreo 2 ore mult după miezul nopții, vorbind cu el, mișcându-mă, nu că respirând, eram cumva într-o poziție extrem de inconfortabilă, mă durea tot corpul, pentru că încercam să nu fac mișcări bruște, să nu mă mișc stânga-dreapta cumva și să rămân în același unghi, deoarece reacționa foarte speriat în momentul în care mă simțea că mă dau, nu știu, că mă ridic sau ceva, fugea la distanță, dar când rămâneam pe loc și continuam să vorbesc cu el, hai Florica, hai la mama, hai să vă, hai să nu știu ce, se apropia din ce în ce mai mult. Și vreo 2 ore fășuri doar asta am făcut. Și am ajuns în punctul ăla cam așa. Deci cam cât sunteți voi la distanță de mine acum cu camera. Cam așa. Ne-am privit în ochi. Am încercat să întind mâna cu mișcări. Vă zic, deci măi, zici că dezamorsam o bombă. Așa eram. Am încercat să întind mâna spre el cu mișcări cât mai lente, dar nu am reușit să-l ating. Deci, făcând chestia asta, se retrăgea, se dădea din ce în ce mai în spate. Însă, mi-a fost clar în momentul ăla că un progres a făcut. Deci, cât n-am făcut eu din septembrie, cred că i-am adus cam așa. Din septembrie până acum, în seara aia de Revelion, eu eram ferm convinsă, să zic, mamă, să vezi, încep anul, 1 ianuarie, cu Florică, atât aș vrea, doar atât, să pun un pic mâna pe. N-am reușit să duc la bun sfârșit toată povestea asta, n-am mai putut la un moment dat, deci după orele alea în care stăteam de mă durea tot corpul, n-am mai putut și mi-era și somn. Nu, era și frig, nu vă imaginați că eram la 40 de grade în Maldive, că na, eram în curte aici, rece, frig. Și mai bubuiau și alea și să mai speria și de la alea. Dar chiar și așa mi s-a părut o chestie extraordinară, poate nu pare mult, însă eu știind cum era și în continuare văzându-l că fugem în câmp pământul, a fost o revelație să-l am atât de aproape de mine, să ne privim în ochi și să pot să port un dialog cu el. Am încercat și a doua zi după să fac aceeași chestie, m-am apropiat inclusiv cu triț, cu la, n-a mai funcționat la fel de bine. Dar de atunci nu mai fuge atât de departe. Deci tot fuge, tot dă turele alea, tot latră, dar nu așa cum era. Și mi-a dat maxime speranțe povestea asta, pentru că dacă am reușit asta, sunt pași mărunți, adevărat, poate o să dureze ani, dar chiar cred că într-un punct o să-mi iasă povestea asta și normal că ar fi fost o bucurie totală dacă reușeam într-adevăr să mă apropie și mai mult de el, dar na, nu e ca și când intră zilele în sac, am răbdare, el e pe aici atâta tot că nu, știi, nu ne suportă. E beton floric al meu, da. Asta referitor la lătratul lui și la povestea de Revelion. Deci asta cred că a fost prima chestie pe care am făcut-o în anul ce tocmai a început. Eu sunt bucuroasă cu el și cu ceilalți, nu vă mai zic, da? Știu că am făcut ceva bun pentru el și mi-e suficient. Și când o să simtă el nevoia, dacă o să vrea vreodată să fie mai aproape, super. Dacă nu, oricum am început să-i las mâncarea mult mai aproape de casă, că înainte aveam un loc, le puneam eu undeva, așa? Dar acum lui pun separat în altă parte, super aproape de casă. Deci trebuie să vină la ușă ca să simtă, să poată mânca. Și dacă îl vedeți cum mănâncă, băi, zici că e din desene animate. Deci vine, se uită stânga-dreapta să vadă dacă e cineva, se uită inclusiv prin geam cum poate el.
Dacă vede că nu e nimeni, pac, se duce, mănâncă puțin, se retrage imediat în spate, iar se uită stânga-dreapta să nu fie cineva. Deci eu vă zic, câinele ăsta clar a trecut pe niște chestii, de, cred că nici nu mă duce mintea până acum. Însă, mă rog, noi suntem sănătoși, el este, sper, și dacă reușesc să-i dau jos și aia de la cât ar fi minunat. Dacă aveți vreo idee în sensul ăsta, cum aș putea, fără să-l forțez, să-l încolțez, că nu vreau să-i fac asta. Dacă voiam, până acum o rezolvam cumva, dar am zis, lasă-l cu binișorul, să vină el, nu să-l știe de frică, că ca a doua oară chiar nu mai pun mâna. Mă rog, gata, hai să vă zic. Deci am fost la târg, cum probabil ați văzut, am filmat cu telefonul mai mult pe acolo, că nu e cazul de camere din astea să atragă atenția. Și în ciuda frigului, a zăpezii ce s-a topit între timp, nu prea era pe acolo, chiar am găsit lucruri și chiar erau oameni. Și a fost destul de interesantă negocierea, în sensul în care mi-a și zis o doamnă de la care am luat niște rame foarte interesante, că ea ceruse, nu știu, ceruse ceva 300 de lei pe toate și am dat 150. Și mi-a zis că am noroc că e frig sau chestia de asta, a acceptat banii, nu știu, nici n-are importanță, până la urmă v-am zis, negociatul este sfânt, dacă se poate bine, dacă nu, măcar, da. Dar fiind târg, să știți că majoritatea sunt deschiși la negociat. Și la prima chestie, nu pot să-i zic stand, la care am fost, că erau pur și simplu niște cutii trântite pe jos. Pentru cine nu înțelege conceptul, adică nu, n-a fost, nu știe la ce mă refer când zic târg, e o chestie cât se poate de, nu că piață, sunt alea toate trântite pe jos, adică nu vă imaginați că sunt sortate, așezate ca o etichetă, nu frate, suflești mânecile și te apuci și scotocești, dacă găsești ceva, întrebi și te târguiești după aia, dacă vrea, vânzătorul, dacă nu, sănătate, bucurie. Și era o doamnă acolo care avea această chestie, avea această ramă, greuță, nu e bronz, e un lemn, îmi imaginez eu, lemn sau habar n-am, dar are o anumită greutate pe care o simt, cu detalii foarte mișto, uite așa, sculptată frumos și cu un auriu pe care e posibil să-l vedeți un pic mai gălbior acolo decât el de fapt, dar foarte frumoasă. Eu am văzut asta și inițial am trecut pe lângă ea, zic, ce fac eu cu asta, că n-are geam, n-are nimic, mă gândeam că a fost un tablou acolo și zic, mamă, o iau și o iau degeaba. Și pe aia mi-am aminte că am văzut eu pe Pinterest cândva, aibă, mai știe când, o chestie, cu rame de genul ăsta pus exact așa pe perete și aici era, dar uite că nu mai țin minte, era o căpățână de ceva, parcă, sau o chestie ieșită în relief și treaba asta încadrată, tot povestea. Dacă găsesc, o să mă uit pe Pinterest, dacă găsesc, vă inserez pe aici, dar faceți un exercițiu de imaginație dacă nu-mi iese. Și zic, n-am ce să fac cu ea, nu, n-are geam, mai bine nu. Dar după ce mi-a venit ideea asta, am luat rama în mână și am început să mai uit pe acolo și pe lângă ea am mai găsit alte două rame la aceeași doamnă, e de astea, care au geam, însă, și care sunt din lemn, uite, cu auriu, cu paspartul ăsta, care e foarte frumos, bine, se poate da jos, geamul impecabil, grele, masive, genul de ramă care cred că ar costa ceva, sinceră să fiu, nu știu exact despre ce preț ar fi vorba dacă ar fi ele noi, dar inițial mi-a cerut 100 de lei pe fiecare. Deci asta 100, cealaltă 100, aia altă tot 100. Sau a zis ceva, parcă de asta, uite că nu are ținte exact, parcă a zis ia o chestie, dar am întrebat-o așa la pachet cam cât ar fi. Și mi-a făcut apoi prețul de 300 de lei, care mi s-a părut mie un pic cam mult, deși cred că pentru aia și fost dispusă să dau, după ce mi-a picat fisa cu un rămatul căpățânii, zic, ha, stai, că acolo e ceva. Doar că negociind, dânsa zicând că e frig așa, a acceptat 150 de lei, a zis ok, că mi-este frig, haideți, luați-le că vi le dau și mi-a povestit că aia, că de asta nici nu găsiți, dacă vreți, eu am adus-o din Italia, de nu știu unde, dacă vreți să o cumpărați din magazin, nouă nu este, că nu vă face nimeni, nu, nu are niciun fel de importanță și mi-a zis că de fapt asta a fost oglindă. Deci de-aia n-are ea geam, nu e ramă de tablou și așa este. Uite, dacă vedeți chestia asta, aici, ce zgândăresc eu, deci ăla este un ciob, un mic ciobiț de la o oglindă, pe care nu știu dacă doamna a dat-o jos, a spart-o sau așa a dus rama, n-am nici cea mai mică idee, cert este că a funcționat ca o oglindă. Și acum întrebarea se pune, dacă o voi pune pe perete așa cum mi-am imaginat eu cu căpățâna, sau dacă să-i pun oglinda acolo, sau dacă să o fac tablou. Nu prea știu care ar fi varianta, ce ar funcționa mai bine, dar mi-am zis că este prea frumoasă ca să o las. Și la banii ăștia, la 50 de lei, cred că e foarte bine. Asta odată. După care, nu miroase târg, miroase vechi, am găsit o carte subțirică. O carte din anii 30, 1930, nu știu ce, care m-a costat
5 lei și pe care n-am luat-o ca să o citesc. Dacă vreau să citesc, am în principiu alte gusturi și nu mi-aș lua cărți în franceză neapărat, pentru că nu stăpânesc cum trebuie limba ca să pot citi cărți în franceză. Dar asta m-a atras nu doar coperta, însă mai mult mi-a plăcut povestea asta. Dacă vedeți, este o dedicație acolo și eu apreciez tare mult conceptul ăsta de dedicație scrisă pe prima filă a unei cărți. Dedicație, amintire, nu știu, făceam asta sau mai degrabă primeam asta când eram copil și eu în general primeam cărți. Și când se întâmpla, prima filă avea întotdeauna acolo ceva iscălit, de la mătușa, de la bunica, tra-la-la, să-ți folosească, să te bucuri de ea, să înveți bine, să, nu știu, o chestie de genul ăsta. Și am văzut și cred că am și auzit că se consideră, din punct de vedere al bunelor maniere, că n-ar trebui să ne iscălim pe prima pagină, deci să nu mai facem chestia asta, nu știu. Cred că este discutabilă povestea. Pentru mine este ceva ce continui să fac și ce nu consider a fi o formă de proaste maniere. E ceva ce am văzut în casa bunică-mii de... De când mă știu eu, ea având foarte multe cărți de pe vremuri, deci de alea de anii, nu știu, 40, 50, 60, chiar mai vechi decât atât, toate cu iscălitură de asta pe prima pagină. Iar cartea asta este din anii 30, că m-am uitat la datele astea cu privire la tipăritură. Și așa se făcea. Acum că e bine, că nu e bine, uite, 1937, zice aici. Nu știu, nu e relevant, însă mie mi s-a părut un detaliu tare frumos și m-a foarte atras pentru că eu sunt pasionată de caligrafia altora, mai degrabă. N-am cea mai frumoasă caligrafie, dar atunci când văd detalii de genul ăsta personale, mi se pare ceva special. Și de asta știți că vă zic și vouă când primesc câte o scrisorică sau caut bilețele de la voi, că, vai, ce frumos mi se pare când e scris cu mânuțele voastre. Chiar dacă poate nu înțeleg ce scrie, nu asta e ideea. E vorba de personalitatea omului, știi, că te torni un pic acolo. Mie asta mi se pare ceva foarte special. Zic, măi, pentru 5 lei găsesc eu ceva, un locșor, fac ceva cu ea pentru decor, mai ales că lucrurile au început să se lege cât de cât și voi știți de-a lungul anilor că eu am tot acumulat obiecte, cărora nu le-am găsit neapărat rostul, locul în apartament, așa cum nici aici, nici pe departe, nu sunt toate așezate la locul lor și o să vedeți, mâine pe lumină filmez și vă arăt ce și cum, că mai avem, aveam început. Dar o parte dintre ele și-au găsit în sfârșit locul și este un sentiment de mulțumire în momentul în care mă uit la o chestie pe care am luat-o acum niște ani, să zicem, și nu i-am găsit rostul, dar în sufletul meu știam că n-am locul pentru ea în momentul ăsta, n-am locul potrivit, dar va veni, eu știu că va veni, simt că obiectul ăsta mi se potrivește, simt că are ce să caute, simt că fac bine să-l adaug la colecția mea, așa că îl las acolo și va veni momentul și timpul lui și exact asta s-a întâmplat cu o bună parte dintre ele, iar acum pentru mine este doar o chestiune de asortare și de finalizare, ceea ce va dura ani, după cum v-am zis, a detaliilor tehnice, adică tapet, plinte, cornișe și așa mai departe. După ce vor fi puse toate astea și după ce va fi totul mobilat, o să ne crească mustăți până atunci, toate obiectele astea, decorațiunile și ce mai am eu, cărora nu le-am găsit neapărat un loc, și îl vor găsi. Eu le văd, îmi imaginez, doar că nu am toate piesele încă și probabil că în viitor, după ce voi acumula tot ceea ce îmi doresc eu ca această casă să fie 100% eu, toate vor avea locul și rostul lor. Și exact asta se va întâmpla și cu chestia asta. Mi-o imaginez cumva sub o măsuță din aia, sub geamul unei măsuțe cu geam. Știți, cumva ca un fel de vitrină în măsuță și lângă ea poate un ceas din ăla cu lanț de la de buzunar, poate un binoclu de operă al unui de la voi, chiar foarte frumos, și alte detalii de genul ăsta. Deci, nu știu, micile nimicuri care formează universul meu. Mă pasionează chestiile astea, poate bizare, poate ciudate, poate care nu sunt neapărat utile în ziua de astăzi, cărora multă lume nu le vede rostul, dar care pentru mine sunt mici comori și nu trebuie neapărat să fie o chestie utilă. Dacă îmi bucură sufletul și vederea când le observi, perfect, și-au atins scopul. Așa că ăsta este raționamentul din spatele acestei cărți. Am luat de asemenea această socoteală. Este o urnă și da, știu că veți spune, auzi, dar te-ai gândit că acolo e posibil să fi fost cenușa unui răposat? Știu poveștile astea, dar urnele nu se folosesc sau nu s-au folosit doar pentru asta. Mai am câteva prin casă, v-am povestit în toamnă că mă pasionează subiectul, că îmi doresc urne de-astea drăguțe și asta a fost 7 lei. Ceea ce mi se pare un preț extraordinar. Este din ceva ceramică, cu niște îngerași pe acolo, albă, drăguță, simpatică, deși eu aș vrea una așa,
uriașă, mare de tot. V-am povestit de aia pe care am văzut-o în Viena când am luat cu Olivia, nu mai țin minte, dar v-am povestit sigur că m-am bodogănit bine de tot cu Olivia aia pentru că ningea ceva, și ați văzut poate, în vlogul respectiv. Și mai era o urnă pe care mi-o doream, deci găsim o urnă mare, așa, una albă, superbă, cam scumpișoară, dar o luam dacă era, pe care însă n-am mai avut răbdare să ne întoarcem. El, n-am mai avut răbdare să ne întoarcem după ea, pentru că deja era cu aia și noi trebuia să mergem după laptop și închidea ăla, nu ne mai aștepta ăla. Până la urmă s-au rezolvat, dar nu ne-am mai întors după urnă și să știți că mi-a rămas pe retină. Deci vintage-ul ăla pe care nu-l iei la timp, pe mine cel puțin, mă bântuie mult înainte. Poate, na, cu altă ocazie. Și ultima chestie pe care am luat-o, nu știu cât de inteligent a fost, dar dacă vă zic prețuri, zic că nu știu cât de inteligent a fost, pentru că nu am set complet. Am luat patru pahare, odată astea, foarte, foarte, foarte frumoase. Sunt, mă iertați că v-am zguduit, stați pe o măsuță acum, foarte frumoase, pahare de șampanie sau cu niște băuturi fine, zic eu, sunt foarte grele și masive. Nu e cristal ăsta, dar am altele două de cristal pe care mi le-a dat cu 10 lei bucata. Și mi-au plăcut super mult. Mai aveam încă unul set cu astea două, dar era spart. Și ăsta este puțin telciobit, nu știu dacă vedeți acolo care o mică ciobitură, dar mi-au plăcut tare mult. Eu am niște pahare de astea frumoase, dar mai sclifosite, luate de pe la Antropologie, ăla de-mi place mie mult, v-am zis de multe ori de magazinul ăla. Însă acolo, dacă îl iau, păi 25 de euro bucata ca popa. Și aici zic 10 lei, 2 euro, pă bune, vreau! Da, acum, mi-au plăcut tare mult și cred că încep să dezvolt o mică colecție de pahare. Am depășit faza de căni, cred că sunt prea multe deja acolo și am trecut la pahare, mai ales acum că a fost cu Revelionul și cu sărbătorile. Nu pot să zic că n-am consumat alcool, ba cam da. A fost și cu roze, a fost și cu șampanie, a fost și cu gin, deci sau cam, nu mai zic, vișinată și alte chestii. Nu în cantități mari, dar am cam băut, cel puțin pahar de vin, cred că am băut relativ zilnic. Și paharele au devenit o chestie, paharele mai speciale, spre care am tot întins mâna. Deci astea două mi-au plăcut mult de tot. Și să vă arăt o chestie șmecheroasă, pentru că am mai luat două de la aceeași persoană și din păcate doar două avea. Astea. Astea mi s-au părut și mai frumoase. Sunt atât de micuțe și de finuțe. Uite-le. Sper că vedeți ce detalii foarte frumoase au. Și vreau să vă arăt o chestie. Ia, să vedem dacă mi iese. Auziți clinchetul ăsta? Se aude? Ăsta e cristalul. Nu mai știu cine m-a întrebat acum mai mult timp cum facem diferența, cum ne dăm seama că vorbim despre cristal sau despre o sticlă comună. Și uite, prin comparație. Auziți? Simțiți că nu este aceeași claritate a sunetului? E o chestie poate subiectivă, deși după părerea mea eu zic că vă dați seama că e destul de sesizabilă. N-am făcut bine. Așa, sau? Și nu izbesc mai tare în ăsta. Nu, ăsta este o sticlă, sticlă, sticlă grea, grosolană, masivă, în timp ce ăsta este un cristal foarte fin. Și asta este ideea. Dacă vreți să recunoașteți cristalul adevărat, sunt mai multe tehnici. Una dintre ele ar fi să priviți așa sticla, efectivă, materialul, în lumina soarelui și să vedeți dacă are niște reflexii din alea curcubeicioase, dacă vreți. Ar trebui să fie niște culori, numai că acum n-a fost niciun pic de soare și oricum, după părerea mea, cred că cea mai concludentă variantă este asta cu sunetul. Deci îl țineți așa, nu așa, dacă îl ținem așa, vedeți, nu face niciun sunet, că e mâna mea care blochează nu știu cum undele alea. Mă iertați dacă zic vreo prostie din punct de vedere fizic, că n-am fost niciodată specialistă la fizică, dar uite. Auziți? Ce fin este clinchetul respectiv, deci ăsta este cristal adevărat. Și mi-ar fi plăcut dacă avea mai multe, din păcate nu mai erau, nu vă zic câte cutii erau pe acolo, doamne, cu tot felul de vase, unele sparte, era păcat de ele, unele atât de frumoase, dar erau sparte, că nu stă nimeni să le dădăcească, să le bibilească, să le aduci, că acolo cum se poate, bam, le-au trântit și fiecare și ea ce vrea. Și chiar m-am uitat că astea sigur au fost la un set mai amplu, că nu prea se vând pahare câte două, nu știu, se vinde set de 4, de 6, de 12 și așa mai departe. Și din păcate nu mai erau decât astea două. Nu știu dacă le-o fi luat cineva înaintea mea sau după, nu știu. Eu nu le-am mai găsit, deși am răscolit bine de tot, însă m-am bucurat și de astea. Și mi-a luat 10 lei pe fiecare. 10 lei pe un pahar de cristal. Se pare chiar foarte bine. 10 cu 10, 10 și celelalte. Chiar le-am adus cu mare, mare grijă acum. Le-am pus acolo frumos pe banchetă, că am mai avut niște mici drumuri.
și le-am pus frumos pe banchetă cu pernuță ca nu cumva să le spar, să nu fac vreo prostie. Și astea îmi plac super, super mult, dar alea chiar au ceva special și mi se par foarte finuțe, așa, delicate. Uite, uite ce frumoase sunt. Nu știu dacă mai colecționează cineva pahare, dar pentru mine este doar începutul, cred, a ceva. Deci nu pot să zic că a fost un eșec. Cu toate că nu erau la fel de multe tarabe sau stand-uri sau cum vreți voi să ziceți, cum vedeam în mod normal în noiembrie când a fost ultima dată, dar am găsit câte ceva și chiar îmi pare bine că am mers. Deci nu m-am dus degeaba și era lume, doamne, nu ca de obicei, dar oricum erau destul de multe chestii, chiar și pe frigul ăla. Bună dimineața la toată lumea! Doresc să debutăm ziua 2 de vlog cu prezentarea super spațiului meu de lucru. Aici este biroul unde eu funcționez. După cum puteți vedea, este un mediu foarte select. Este o organizare de excepție și senzație. Numai mobilier de lux, numai articole indispensabile. De altfel, laptop, cafelul, toate cele, dar desigur, ce e viața fără un polizor unghiular? Ce e viața fără niște becuri, niște șuruburi, niște chestii pe care nu le înțeleg? Niște silicon lipici, nu știu ce e ăla, niște de-asta de curățat, o perie. Deci e foarte frumos la mine aici. Iar acum, dacă nu v-ați dat seama, suntem în dormitorul verde care nu mai este verde și pe care am decis până la urmă să îl transform în birou. Și îl voi transforma în mai multe feluri, pentru că s-a schimbat complet ce voiam să fac cu această cameră. S-au mai și adăugat niște diverse și urmează, imediat ce vă prezint eu și vă pun la curent că, hei, avem câteva săptămâni de când am mai făcut asta, urmează să ne apucăm de el. Adică sunt anumite mici detalii care pot fi făcute acum. De exemplu, vedeți chestia aia acolo. Aia este masca pentru calorifer pe care am comandat-o, care a ajuns și care trebuie asamblată. Și abia aștept, sper să fie ce trebuie, că n-am mai avut niciodată așa ceva, am emoții, dar cred că va schimba foarte mult aspectul camerei. Caloriferul nu are nicio problemă, săracu, funcționează foarte bine, e un calorifer ca toate caloriferele. Dar eu cred că masca aia îmbrăcându-l va arăta mult, mult mai bine. Și după cum puteți vedea, am pus și niște perdele pe aici, avem și niște draperii pe care tot astăzi le vom monta, iată și piciorul meu, iar domnul Dulăpescu pe care îl vedeți voi aici va pleca. Deci am ajuns la concluzia că nu e bine ca el să rămână acolo. Vă așez și povestim. Așadar, știți voi din timpul vlogmasului, deci în decembrie, luna trecută, că au fost câteva clipuri pe care eu le-am filmat aici, în camera asta. A fost cel cu ținutele, sigur, sigur, cel în care veneam eu, ca în fiecare an, cu idei de ținute de Revelion, de Crăciun. Și vă povesteam ori în ăla, ori în cel care a fost după, când am vorbit așa puțin de making of, că mamă ce lumină bună am avut și cât de bine mi-a mers să filmez aici cu peretele ăsta alb, pentru că nu m-am curcat nimic și ce bucuroasă eram că, wow, am spațiu să fac asta. Făcând oarecum referire la felul în care filmam când eram în partea cealaltă la apartament. Și de fiecare dată era o provocare, pentru că nu aveam locul necesar. Trebuia tot timpul să mut niște chestii, să mă poziționez nu știu cum, lumina era foarte proastă. Deci, destul de dificil când vrei să faci niște chestii și îți trebuie loc și trăiești într-o casă de om, e destul de nasol dacă respectiva casă e mobilată, că n-ai cum să te miști. E, camera asta fiind însă în stadiu în care este de niște luni de zile, mi-a permis mie să mă mișc după cum mi-am dorit. Lumina este extraordinară, uitați-vă numai acum cât de bine mă văd, nu-i așa? Știu că este un ecou, dar e firesc, așa cum v-am mai zis, și o să mai fie probabil niște ani prin multe locuri din casa asta, pentru că va dura până voi mobila tot. Dar trecând de faza asta cu ecou, care personal nu mi se pare atât de deranjantă, camera de aici este locul ideal pentru studiu, pentru fotografie, pentru lucruri din toate punctele de vedere. Și am ajuns la concluzia asta, 100%, după episoadele din decembrie pe care le-am filmat aici. Și mi-am zis că orice ar fi, aici voi funcționa cel mai bine din punctul ăsta de vedere, să pot să-mi fac și eu treaba. Și am decis ca spațiul ăsta pe care inițial l-am gândit ca dormitor, care inițial a fost cu verdele ăla și de aici au început de fapt toate renovările noastre, să fie transformat în asta. Planul inițial pe care l-am avut era cu bleu și nu mai știu dacă v-am arătat, dar tapetul ăla este gata, însă voi muta probabil în dormitor, că altul va fi dormitorul până la urmă. Plănuisem ceva, tot cu fetele de la Muro Pastel, cele care mi-au făcut și modelul personalizat din sufragerie. Și le arătasem eu tot așa, schițele mele cu idei, la, au desenat, au făcut ceva foarte frumos acolo, e gata de niște timp, cu bleu și cu un alb gri, o chestie perlată, așa, foarte, foarte, foarte frumos. Și inițial pe ăla am zis că îl punem pe pereți pe aici, pac, patul în partea asta, Dulăpescu acolo, că de-aia este șifonierul aici de atâtea luni de zile. E, numai că nu va mai fi așa, pentru că bleuul ăla cu acel model superb va arăta bine în dormitor. Eu pe ăla l-am gândit pentru dormitor. Și dacă intenția mea de a pune tot peretele ăsta, vreau să-l fac bibliotecă, tot,
Dacă va exista acea bibliotecă pe perete, va acoperi tapetul. Și nu mai are sens. Ăsta de altfel fiind singurul perete întreg, să zic așa, pentru că acolo este geam și tapetul ar fi clar trunchiat foarte mult. În fața mea sunt geamuri mari, la fel ar fi o trunchiere. Și să zic că mai e ăsta aici, unde, vedeți, e ușa, încolo ar mai fi ușă, deci mi se pare o risipă inutilă. Așa că am decis până la urmă ca în camera asta să nu mai pun tapet, să las așa pereții și nu știu, poate peste niște ani o să văd dacă mă uiți sau consider că mi se potrivește altceva, vedem atunci, dar pentru moment cred că pereții vor rămâne așa albi. Și totuși ca să existe niște pete de culoare, am decis să schimbăm un subiect care ne-a ocupat intens mintea și activitatea, și anume plintele. Și mi-a zis și voi, după ce v-am tot arătat în lunile trecute, că mă, dar de ce nu ți-ai pus tu niște plinte albe? De ce ai mers tu pe maroul ăsta, care n-are nimic? Eu l-am gândit pe ăsta așa, sau noi, mă rog, că le-am ales împreună, când am fost să luăm parchetul. Știți, parchetul a fost pus de bufănțimea sa, a fost pus bine, totul ok, dar la plinte a fost moarte de om. Deci mi-a zis și el că a urât să pună plintele astea care nu sunt puse cum trebuie, au urât mai mult să pună plintele decât să pună parchetul. Om care n-a pus în viața lui parchetul, habar n-a avut cu ce se mănâncă și nici acum nu e vreun expert, da? L-a făcut până la urmă, să-i dea Dumnezeu sănătate. E, plintele astea nu sunt puse cum trebuie, unul la mână, nu arată cum trebuie. Nu e ok. Din ce mi s-a dat de înțeles că na, nu le-am pus eu, că nu mă pricep nici atât, peretele nu este perfect drept. Pereții nu sunt perfect drepți. Și atunci când peretele nu este perfect drept, trebuie să te pricepi un pic, trebuie tăiat, nu știu cum, cu unghiurile, de asta și este faimosul polizor unghiular în spatele meu, foarte important, cu care s-a încercat din toate punctele de vedere posibile. Doar că noi, clar, ne-am propus cu ceea ce vom face pe parcursul anilor în casa asta, ca ce putem noi să facem noi. Și slavă Domnului s-a cam făcut. Pe aici, repet, oameni care habar n-au de niciunele. Numai că, uite, sunt anumite aspecte unde nu merge, unde nu te pricepi, nu știi să faci și unde e mai bine să-i lași pe alții. Și da, îmi pare rău, este o risipă ce s-a întâmplat aici. Era mai bine dacă angajam pe cineva, chemam un profesionist, un om care chiar se pricepe, să-i dau oluia, să spun, puneți-ne și nouă, aici să arate bine. Nu se vede când filmezi eu cu camera, adică nu o să vedeți de la distanță, dar în momentul în care te apropii sau dacă locuiești pe aici, vezi, și pe mine mă deranjează chestiile astea, îl deranjează și pe el, că nu e ok ce e acolo. Nu sunt egale, nu sunt îmbinate cum trebuie, la colțuri arată rău, deci plintele nu arată așa cum mi-aș dori. Pe lângă asta am zis, mă, dacă tot le schimbăm, deci asta nici măcar nu era o chestiune de culoare, am zis până la urmă, nu sunt ok, trebuie schimbat. Bun, dacă tot le schimbăm, hai să le facem altfel. Și am zis, dacă vrem să le facem albe, până la urmă, n-ar fi o idee bună să le facem albastre? Și dacă tot renunț eu la tapetul albastru de pe pereții ăștia, n-ar fi bine să vin cu injecții de albastru? Și deci, ce ne-am propus? Am luat deja legătura cu un specialist care să vină să le monteze. Omul a zis că vine, noi doar să le cumpărăm. Am zis că vom cumpăra plinte albe, mai înalte probabil decât cele care sunt acum, și le vom vopsi cu bleu. Și vreau să facem aceeași chestie cu ușile, tocurile ușilor, geamurile, nu știu, dar pentru început asta va fi, deci partea de lemnărie. Ușile să fie cu bleu, plintele să fie cu bleu și mă gândeam ca și masca de calorifer, cea pe care o vedeți acolo și este albă, să o facem tot cu bleu. Și cred că va schimba foarte mult aspectul camerei. Eu nu am avut niciodată așa ceva și, din nou, e posibil să mă aventurez într-o chestie care să mă depășească, pentru că e clar că nu știu nimic despre asta, dar pasiunea mea pentru decor și design a crescut din ce în ce mai mult, amatoricească, bineînțeles. Și m-am tot uitat la casele oamenilor și am tot citit cărți și am încercat să mă documentez pe cât posibil și mi se pare că este un detaliu care schimbă enorm plinta de o anumită culoare, plus profilele, adică zona aia de trecere de la ușă, știți? E, cred că alea vor schimba și mai mult, în bine, desigur, camera. Și m-am gândit să fie așa, deci albă cu accente de bleu. Partea asta de lemnărie să fie cu bleu. Un bleu deschis, un baby blue, ceva în direcția asta. Și după ce am terminat cu asta, ce vreau să fac, eu acum vă expun planurile. Biblioteca despre care v-am zis, aici se dă o luptă în sufletul meu. Iată, uitați-vă de ca să vedeți. Deci peretele ăla, fați-mă și o de cafea. Peretele ăla, am zis că vreau să fie tot rafturi corpuri. Iar biblioteca este o luptă și o bătălie, pentru că o parte din mine vrea clar lemn, vintage, în principiu 80% din mobila care va fi în casa asta, va fi una cu patină, cu istorie, piesele speciale care îmi plac. Ce mă atrage pe mine? De la ce se bucură sufletul meu? Doar că n-am găsit niciuna până acum și
Desigur, astea nu sunt lucruri care apar așa, că nu sunt în stoc, cum sunt la Mob Expert, la IKEA sau alte magazine de genul. N-am găsit niciuna care să-mi placă, una care să mă atragă, măcar să văd ceva, o sclipire în ea și după aia las-o, că dacă nu e culoarea care trebuie sau nu e impecabilă, o facem noi, că asta e simplu, să vopsești ceva e simplu. Dar n-am văzut-o ca formă, nu găsesc acel ceva care să-mi placă. Și ce totuși am găsit la IKEA, că tot vorbeam despre asta, deci IKEA are acele corpuri, știți, biliurile și tot felul de chestii astea, cu rafturi, cu sertare, cu tot felul de nebunel pe care poți tu să ți le personalizezi după cum vrei. Adică în cazul în care vrei să-ți faci o bibliotecă, 3 sertare, 4 rafturi, un corp cu uși și nu mai știu ce, o bucată fără nimic, poți să-ți faci exact așa. Deci te-ai dus, le-ai luat, ți le personalizezi sau customizezi, dacă vreți o englezim, exact cum vrei tu. Și mă gândeam la varianta asta, să le iau de la ei. Am făcut și o simulare la ei pe site, că ai posibilitatea de a face asta. Deci, practic, îți construiești tu după cum vrei și după aceea doar te duci în magazin sau plasezi comandă și îți iei piesele de care ai nevoie ca să creezi exact ce ai simulat tu acolo. Și ar fi o variantă, plus de asta că aș vrea să le vopsim bleu, ca să fie asortate în exact aceeași manță, cu plintele, cu ușa și așa mai departe. Și mă gândesc la varianta asta. Și deocamdată nu este cazul, adică nu, oricum n-au intrat zilele în sac, oricum nu mă aleargă nimeni să zică acum trebuie făcut tot, trebuie să fie camera gata, dar dacă această cameră va fi camera mea de studiu, de lucru, de toate cele, cam asta este direcția în care vreau să merg. Și vom începe cu, după cum v-am zis, ce e de făcut, de lucrat la structura camerei, după aia trecem la partea de mobilier. Bineînțeles, dulăpescul va trebui să fie scos, că este Ditai Matahala și nu mai e de el, deci nu mai e locul și rostul lui aici deloc. Iar biblioteca se vină toată pe peretele ăsta. Și se pune întrebarea dacă voi reuși să găsesc o bibliotecă, cum îmi doresc eu, un vintage, ceva, o chestie mișto, pe care să o fac așa cum mi-aș dori, sau dacă nu, până la urmă, probabil că voi recurge la varianta IKEA. Nu prea vreau, cu toate că IKEA are farme cu ei și sunt oricum destule în casă. Cred că, uite, o altă treabă, la dressing. Acolo o să fie nevoie de IKEA, că nu o să găsesc eu dressing antic și vitri și ce visez eu. Aia e altă poveste, e un alt proiect pe care tot așa l-am gândit în perioada asta. Dar va mai dura până când ajungem acolo. IKEA are rostul ei, sunt foarte utile, foarte bine gândite, mult mai ușor de băgat și în casă și de asamblat față de un șifonier cum este ăsta, că de asta nici nu l-am scos de aici. Este foarte greu, o să fie dificil. Dar mi-am propus în principiu, dacă nu este ceva ce nu găsesc în altă parte, să nu iau lucruri din IKEA. Adică nu mobila, n-aș vrea ca mobila din casă să fie prea mult IKEA. Îmi doresc mai degrabă mobilă la mâna a doua, SH-uri, chestii pe care, nu știu, nu le-ai cataloga drept moderne, ultima fiță, super contemporane. Nu, eu știți la ce vibrez, cu ce rezonez și ce-mi place, ce mă atrage pe mine cel mai mult și în direcția asta vreau să merg. Mi-am dat seama foarte clar care sunt punctele mele de interes și ce mă reprezintă și în ce spații mă simt bine. Mai ales că frunzărind în perioada asta, după cum am zis că am tot săpat, m-am uitat. Am și niște cărți foarte mișto să vi le arăt, cărți noi, dacă o lăsăm pe vlogul următor. De astea de design interior, deci le-am devorat pe alea. Și uitându-mă printre ele, evident că nu am găsit doar pagini cu ce mă interesează pe mine. Erau foarte multe unde se acoperea subiectul designului interior cu exemple moderne, contemporane. Și arătau foarte bine, erau frumoase, erau într-un fel, dar nu mi se potrivesc. Și nu sunt eu acolo și mie mi se pare foarte important ca ceea ce porți, dar mai ales spațiul în care locuiești, să îl simți ca fiind acasă, adică să-ți placă ție, nu să fie ceva făcut pe paginile unei reviste sau că ai văzut la cineva. Trebuie să te reprezinte pe tine, că tu trăiești acolo, tu trebuie să te simți bine acolo. Și nu cred că IKEA, chiar dacă va exista și în continuare există, sunt multe chestii IKEA în casa asta, nu cred că este chiar direcția în care mi-o doresc eu să merg. Deci acolo va fi interesant în momentul în care vom ajunge. Și pe lângă asta să vă arăt ce am mai făcut. Poate țineți minte o parte. Uite-ți mai o guriță. Iată, mai țineți voi minte lampa asta? A fost undeva prin toamnă, pe canal, vă arătasem după ce m-am întors cu mama de la târgul de vechituri și vă ziceam eu atunci, super încântată, că luasem mai multe, nu doar pe ea, că mamă, uite ce mișto, am dat 100 de lei pe ea, nu mai știu cât fusese, parcă 150 mi-au cerut și am negociat, mă iertați, la 100. Și mi se pare un super, super preț. Și a tot stat săraca undeva într-un spațiu de depozitare, unde sunt multe alte chestii pe care, evident, n-am apucat încă să le așez.
Și în vacanța asta, dacă tot ne-am odihnit și am putut să ne ocupăm de altele, l-am pus pe bufant la treabă și uite că mi-a montat-o. Și nu vi se pare că schimbă enorm aspectul camerei, care oricum e cu totul altul față de ceea ce a fost, cu pereții ăștia și cu parchetul și cu lampa și cu mobila care va urma să vină? Oricum este schimbat total, dar mie mi se pare că inclusiv detaliile astea de lumină pot face o diferență uriașă. Și la prețul ăla, deci atât de puțin am dat pe ea, e o superbitate, după părerea mea. Poate părea plafonieră, dar să știți că nu este. E efectiv o lampă. Îi lipseau într-adevăr vreo două cristale, dar uite, le sesizați? Uite acolo, vedeți că sunt vreo trei? Încerc să vă dau un zoom. Merge? Așa, uite că vedeți acum. Vedeți acolo că sunt vreo trei într-o altă culoare? Nu se observă decât dacă te uiți foarte atent. Dar nu le avea pe respectivele, erau pur și simplu astea atârnate aiurea, așa că m-am apucat eu și am căutat pe la niște bijuterii, am găsit trei cristale din alea, le-am legat cu ață, pac, 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 și arată foarte bine, acum e complet. Și în afară de asta n-are niciun fel de neajuns, n-are lipsuri, deci arată super ok. Și mie îmi place foarte mult cum este. Dacă în viitor mă plictisesc de ea sau găsesc ceva mai frumos, o schimb. Dar pentru moment mi se pare că se asortează super bine. Așa, iată că mă și vedeți ce bine sunt. E, peretele ăsta aici m-am gândit eu că va fi foarte puțin mobilat. Adică îmi doresc ca el să rămână relativ liber ca să mă pot eu mișca în momentul în care voi avea de filmat de făcut chestii. Acolo a fost o aplică, după cum vedeți. Nu știu dacă va rămâne căblăraia, mățăraia aia, dar probabil că va fi un corp ceva, nu știu, în colțul ăsta. Și aici o variantă ar fi fost să pun tablouri. Știți că am tablourile alea multe, multe, multe pe care încă n-am apucat să le agăț nicăieri. Din păcate, am mai și completat cu câteva, poate țineți minte posterele astea, le-am luat din Amsterdam, parcă v-am povestit, cred că și în vlogul de călătorie sau ăla în care vă arătam cu ce m-am întors, vă spuneam că am fost la un magazin unde au tot felul de postere și chestii din astea vintage și am luat rame de la Ikea, deci ramele sunt în stoc, le găsiți momentan și le-am înrămat și îmi plac foarte mult. Ăsta l-am luat ca să mă ajute pe mine când mă îmbrac, pentru că eu am pasat cu culorile și combinații cromatice și știți și voi că am făcut atâtea clipuri și mi se pare foarte utilă o treabă din asta în care să vezi efectiv ce merge cu ce. Și mai ales că este cu fontul ăsta vintage, adică scrisul este ușor vintage, desenele merg tot în direcția aia. Sunt genul de lucruri pe care le-am văzut sau, mă rog, pe care le asociez cu orele de școală pe vremuri. Știți, poate aveați așa ceva la orele de, nu anatomie, mă, zoologie. Deci la laboratorul de zoologie poate aveați chestii din astea cu gândaci, tot așa pe model de inspirație vintage și scrie acolo bugs and insects, nu știu ce, plăcerile mele. Și în partea asta mai am, uite, ăsta este cel care a venit de la voi în timpul vlogmasului, tot așa trebuie înrămat. Și ar mai fi ăsta. Tot poster, tot de acolo din Olanda l-am luat, doar că nu știu dacă să-l pun tot în ramă de asta sau să schimb. Deci cam astea sunt ramele. Și urmează să le agăț. Probabil că pe aici, pe undeva, vor fi. Trebuie gândit un pic poziția lor. Oglinda asta nu cred că stă bine aici. Masa, evident, cu toate astea va dispărea, că nu e ok în punctul în care se află. E doar o tranziție, v-am zis că aici m-am desfășurat eu în ultima vreme. Și desigur, domnul Dulăpescu, ce va trebui mutat, pentru că el își are locul și rostul într-un dormitor, iar aici nu va mai fi dormitor. La momentul la care l-am adus, nu știam care va fi configurația, adică nu mă răzgândisem, aici știam că o să fie dormitor. Și de asta a fost el asamblat aici și a fost asamblat de vreo 3 sau 4 oameni, dacă vă amintiți, că a fost și asta până începuturile mele în trafaletul locului. Dar cum nu va mai fi locul lui, va trebui mutat și va trebui iarăși să rog pe niște oameni să ne ajute, pentru că nu putem. Am încercat pe cât posibil, una este să-l muți de acolo, acolo, și alta este să-l duci în altă cameră. În primul rând că nu încape pe ușă, pentru că el nu așa a intrat. Deci aici va fi cu cântec puțin. Deocamdată l-am lăsat așa, nu ne-am avântat, că nici noi n-am intrat prea serios în pâine cu ele, dar ăsta e planul, cel puțin. Și ce vreau, deci acolo bibliotecă, după cum v-am zis, în partea asta, deci aici va fi biroul meu, mi-l voi instala, probabil o măsuță de toaletă, măsuța mea de toaletă, o mai știți, cea pe care am avut-o dincolo, cred că pe ea o voi folosi, doar că o să-i dau jos oglinda, cel puțin temporar. Deci măsuța acolo, biblioteca aici, în partea asta un covor pe care încă-l caut, nu vă zic ce durere este și cu perdelele și cu covoarele, o să vorbim și despre asta. Aici o să rămână liber, că sunt ferestrele, va fi probabil tot așa o perdea. Și în partea asta unde sunt eu, exact aici unde sunt eu, o să fie un spațiu cu tablouri sau, mă rog, vedem ce corpuri și chestii mai putem așeza. Și pe acolo așa diverse detalii, poate un ghiveci uriaș, poate pe partea ailaltă un corp, o comodă, ori un secreter, ceva de genul.
Trebuie văzut în principiu pe măsură ce încep să completez, că așa să vorbesc mi-e destul de greu, n-am o viziune 100% clară, dar pe măsură ce vor fi piesele așezate, cred că o să fie mult mai simplu. Așa, și vă ziceam cu perdelele. Am luat următoarele, deci trecând de ale albe, simple, ia, dați așa, să vedeți textura, de la Ikea le-am luat, iată, Ikea foarte bună pe capitolul ăsta. Am luat aceste perdele dintr-un soi de, i-aș zice in, dar nu e niciun in. Sunt perdele transparente, albe, pe care m-am gândit să le combin cu niște draperii de catifea bleu. Și astea, e adevărat că sunt un pic cam lungi, vor trebui probabil tăiate sau nu știu dacă le vreau să rămână așa dramatico curse, dar probabil se vor agăța pisicile de ele, că eu am experiență. Slavă Domnului pe capitolul ăsta. Am zis întâi de toate, deci să fie perdelele. Asta este bara pe care va fi agățată draperia, că n-am montat-o încă și am zis să merg tot pe ideea de bleu. Dacă mobilierul va fi bleu, plintele, ușa și toate cele, să facem cu bleu. Așadar, și-am găsit aceste draperii la Ikea Birtna, denumirile lor. Astea la Ikea, din catifea, o catifea bleu, care au ochiuri din astea. Personal, mie astea mi-amintesc de perdeaua de duș. Dar nu se vor vedea pentru că va veni cumva prinsă treaba. Și o să vedeți în foarte scurt timp. Și am luat pentru ele capete de-astea de draperii. Mi s-au părut mie frumoase tot de acolo. Că găsești tot ce trebuie. Deci ai toate instrumentele, toate se potrivesc. Uite așa, căpățând din astea pentru bara aia pe care o vom prinde. Aici sunt bucățile de care vom atârna bara și după aia nu trebuie decât să le calc și să vedeți ce frumos o să arate. Deci draperiile în colțuri, de catifea așa bleu frumoasă și cu perdeaua albă. Totul foarte luminos, baby blue ăsta, care mie mi se pare feminin, chiar dacă mai degrabă rozul l-am asociat, dar mă rog, astea-s demodate, că bleu, că rozul, că nu știu ce. Culori pastelate, totul foarte balabanian. Da! Ia-i tu vârful ăla, uite, că mai arunc. A, așa, nu știu. Stai. Da. Așa. Și asta zicea că se... A, da, se extinde. E un albastru prăfuit bleu ăsta al perdelelor. Și nu vă zic cât am căutat până să-l găsesc și pe ăsta, că nu prea găsesc perdele să-mi placă, să fie ok și textura și materialul. Eu, bineînțeles că îmi doresc niște chestii care sunt dificil de procurat. Chestii pe care le-am văzut prin filme, chestii pe care le-am văzut prin cărți, da, tâmpenii, avioane de ale mele. Dar ce aș vrea, cel mai simplu lucru, culori unii, deci fără modele neapărat, pentru că nu găsesc modelele care mi-ar plăcea mie. Și m-am tot uitat, m-am uitat și la MobExpert și pe site-uri specializate cu așa ceva, cu perdele, cu draperii. Și n-am văzut niciun model care să mi se pară așa cum aș vrea eu. Și căutam, de fapt, pentru draperii, o catifea groasă, una din aia solidă, să curgă așa, să te doară brațul, în momentul în care o împingi. Și n-am reușit să găsesc pe nicăieri. Așa că, până una alta, cel mai bun lucru pe care l-am putut face a fost să le iau piete pe astea, de la Ikea. Și asta este catifeaua, așa arată catifea. Nu știu, are aspectul ăla catifelat, se simte cât de cât catifelat, dar nu vă imaginați că e o chestie prea solidă. Și uite așa, cu alb și cu bleu, cam asta va fi direcția. Sunt de 300 de metri astea, pardon, de 3 metri, 300 de centimetri sau 3 metri în fine, și vor fi un pic cam prea lungi ele, deci clar vor trebui un pic scurpate. Dar cred că oricum s-a schimbat mult aspectul camerei din momentul în care am pus perdelele, că nu mai pare casă părăsită. Cred că un covor și o perdea pusă unde trebuie schimbă complet. Deci nu mai e genul ăla de casă nelocuită, neprimitoare. Sunt importante textilele astea. Și din momentul în care o să fie și covorul, altă bătaie de cap și acolo, o să fie chiar... Oh, wow! Da, iată rezultatul final. Avem perdele, am mutat un pic mai în stânga și pe domnul Dulăpescu, acum se vede mult mai bine ce e acolo. Și da, sunt prea lungi și trebuie categoric scurtate. Oricât aș vrea eu efect dramatic și o chestie așa să atârne, e un pic prea mult.
ce atârnă acolo, pentru că au 3 metri, iar camera asta are cam 2,5 și vă dați seama, mai e o porțiune, adică bucata aia de acolo, deci este un exces care trebuie neapărat scurtat. Dar am vorbit cu mama și o să încercăm să le rezolvăm la sfârșitul ăsta de săptămână, să vedem cum facem, cine, cum, poate le rezolvă bunica mea într-o formă, orică le duc, orică vine ea, nu știu. Vedem sau pe cine găsesc să taie excesul ăla de acolo. Dar chiar și așa, îmi place mult, cum arată, pare casă de om, locuită și cu lampă. Iar acum o să ne apucăm de partea de calorifer, adică de asamblarea ăluia și tot colțul ăla acolo va fi perfect. Și să știți că mă uit așa, nu mi se pare că arată rău Dulăpescu în colțul ăla, doar că e un spațiu mor, deci spațiu din spatele lui acolo, că el nu încape lipit de perete, vedeți că e bucata aia de sus care îl împiedică să treacă, spațiul ăla din spatele lui acolo e mort. Și e păcat de el și nu prea ar avea sens neapărat să fie în partea aia, mai ales că v-am zis aici, eu vreau să fie biroul meu de lucru. Bun. Se zic cheia, nu? Da, sunt alea. Se duce bine la urmă. Și ne-au dat și două dorizante, frate. Da? Dreaptă, uite cât și scrie care cum, unde e. Foarte bine, profesionești, poeție. Da, 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 chiar a fost super ok. Ideea e în felul următor. Eu îmi doream de mult să prezint mâștina asta de calorifer. Am mai pornit discuția cu voi. Și o parte mi-a zis, da, pune, că o să schimbe mult aspectul, o să arate frumos. Și o parte dintre voi mi-a zis că aveți și nu circulă așa cum trebuie căldura. Și că masca, practic, blochează încălzirea camerei. Acum o să vedem cum evoluează lucrurile. Eu am avut grijă să aleg un model cu multe găurele și sperăm că să fie suficient, pe care mi l-au personalizat după cum am vrut eu. Deci treaba asta am luat-o de la un atelier din Brăila. Eu am căutat în principiu ceva de cumpărat gata făcut. Adică am crezut că, uite, de demar nu mă gândeam care. Numai că am intrat pe site și nu au așa ceva, nu au chestii gata făcute. Poate pentru că trebuie făcut pe dimensiunea caloriferului tău sau nu știu, nu fi cerere, habar n-am. Și am căutat pe internet să văd cam cât mă costă o bobită de asta. Și am zis pentru început să luăm unul singur, să vedem cum merge, cum arată, dacă ne place și dacă într-adevăr face treabă. Și după aia, dacă o să fie ok, să vedem, poate mai comandăm și altele. Și am rămas un pic mască atunci când am văzut prețurile, pentru că sunt ceva, ajung și la 2000 de lei bucata, în funcție de ceea ce dorești. Și fiind și multe calorifere, e destul de mare suma. Dar ăsta, inițial când am plasat pe site, cât a fost? 1400? 1400 și ceva. Și au fost super băieți, că după ce am plasat comanda, au plasat-o într-o seară. M-a apucat să pot zic, gata, acum măști, l-o rezolvăm. A doua zi mi-a scris cineva pe WhatsApp și mi-a cerut încă o dată dimensiunile exacte. M-a întrebat de detalii, dacă vreau, nu știu cum, cu rafturi, fără, cu găurele, adică mi-a arătat mai multe lucruri acolo. Și după aia, după ce i-am dat măsurătorile exacte, mi-au trimis înapoi vreo 200 de lei, pentru că se pare că ce am eu nevoie, deci pe comandă, implica mai puțin material bănuiesc și au fost super băieți. Deci chiar am rămas super impresionată când am văzut că mi-au returnat suma. Că puteam să o las așa, să zic că sănătate, bucurie, aia a fost comanda, pa la revedere. Deci a doua zi mă trezisem cu banii înapoi în cont și pe lângă asta mi-au cerut să le dau o poză, să vadă exact unde ar trebui să vină caloriferul. M-au întrebat dacă vreau un spațiu pentru plintă, dacă e plintă sau nu și dacă vreau să fie acces ușor acolo. Le-am trimis poză, le-am trimis dimensiuni cu plinta și toate cele. Și e adevărat că noi o să schimbăm plinta, după cum am povestit mai devreme. Dar le-am dat suficient spațiu astfel încât să permită și niște centimetri în plus dacă este cazul. Și practic, după ce am ales modelul, după ce le-am dat dimensiunile și toate cele, ei au trimis toată povestea asta în fabrică sau nu știu cum să zic, să o facă cineva. Când a fost gata, iarăși mi-au trimis poză, le-am confirmat datele de livrare și mi-a ajuns acasă. Și acum noi nu trebuie decât să o asamblăm, v-am zis mai devreme că avem și instrucțiunile și să sperăm că o să fie ok. Chiar îmi doresc să fie ok pentru că mi se pare un detaliu deosebit. N-am avut niciodată și dacă totul merge bine, o să rezum să mai cumpăr de la ei. Pentru că au fost foarte ok. Acum să vedem cum se așează ea. Asta este capac sus. Că scrie. Vedeți acolo? Capac sus. Ce știu în capac sus? Poftiți. A, și nu vă imaginați că e lev. E ceva MDF de ăla, nu? Așa îi zice? MDF? Da, de ăla. Deci nu e lev. În niciun caz. Cred că dacă era lev, costa și mai mult. E ceva polistiren extrudat. Nu știu, nu dau seama ce mă da? E... Da, da. Te simte că nu e.
chestie strict estetică, n-are alt rol. Și asta este masca. Deci la asta m-am gândit eu, deși aveau cu tot felul de chestii, cu flori, nu știu cum, alambicate, cu liniuțe, cu spații, cu rafturi, puteai să-ți mai iei, dar eu am vrut ceva destul de simplu, care să permită circularea aerului și să acoperi, să mascheze frumos acolo. Deci, vă rog, să operați. Dreapta. Era prea simplu să fie simplu și bineînțeles că a trebuit să intervină și o problemă. Prea au mers toate bine, că este un spațiu în partea de jos. Deci la momentul la care le-am dat dimensiunile măsurătorile, undeva s-a produs o eroare. Nu-mi dau seama dacă din vina lor sau a noastră sau e irelevant, că oricum nu mi-o modifică nimeni. Dar cert este că spațiul ăla acolo, vedeți, nu trebuia să existe. Masca trebuia să se odihnească pe podea și nu se odihnește. E bună pe lungime, e perfectă, dar pe înălțime există un spațiu. Și acum trebuie să-mi dau seama cât de rău deranjează. Sau dacă găsim o soluție. Să punem ceva acolo. El clar nu mai poate fi, nu știu, prelungit sau habar n-am. Nu, asta este exclus. Dar văzut dacă poate fi găsită o soluție. Oricum vor veni perdelele. Oricum în față va fi biroul. Deci nu ar fi chiar atât de vizibilă treaba, însă e ceva ce mă calcă pe nervi. După cum v-am zis și cu plintele că nu sunt perfecte, la fel mă calcă pe nervi și ăla. Sau este varianta în care luăm altul, numai că nu prea-mi vine, că nu sunt chiar ieftine, după cum v-am zis. Altfel e perfect, adică arată foarte bine, maschează super bine. Ăsta este la înălțime, pot să pun aici să depozitez tot felul de chestii. Mi se pare că are suficientă aerisire cât să circule aerul așa cum trebuie. Și așa când te uiți de aici, n-ar deranja foarte mult. Dar de la distanță, nu. Pe mine nu mă deranjează. Tu ești mai pe partea asta de vizual. Perfecționistă. Perfecționistă, da. Da. Mă gândesc la ideea în care putem să băgăm acolo unde sunt alea pe mijloc și intră în margine. Jos? Să pun niște bucăți de lemn la culoare sau ceva, de plastic, tot așa alb. Exact la culoare, de desubt, se sprijine pe alea și atunci se arată ca o prelungire. Mă gândeam la cărți, dar nu știu. Nu. Cum să pui cărțile pentru asta? Nu cărți bune, cărți, că slavă Domnului, avem o groază care, de joc, de da. De tarot. De tarot, punem tarot sub calorifer. Poate știm și noi. Numerele la 649, da. Nu, dar poate știm și noi ce să facem ca să nu mai... Da. Noi când am măsurat, am luat în calcul înălțimea, caloriferului, nu? Din da, e adevărat, dar le-am dat și plintele. Le-am dat și înălțimea plintelor. Știu, da. Ele au fost, deci nu e ca și când n-am gândit-o, dar undeva clar s-a produs o eroare. Orică am zis noi, da, e ok când ne-au dat ei schița finală, orică n-au luat ei în calcul și... Mă rog, dar nu, e complet irelevant a cui vină. Este cert e că a ieșit asta. Altfel, mie mi se pare că arată extraordinar de bine, adică schimbă enorm că nu mai e caloriferul ăla și cu perdelele. Doamne, e diferență de la cer până la pământ, adică îmi place mult. Aia e. Acum o lăsăm așa. Să-mi spuneți și voi ce părere aveți, ce idee aveți, dacă aveți vreo idee. Momentan va rămâne în stadiul ăsta și o să o gândim. Câteva zile să mai trec pe aici, să ne mai așezăm. E mai bine decât era. Da, clar, clar e mai bine. Da, clar e mai bine și... Pe mine nu mă deranjează, adică vizual nu deranjează deloc. De-abia ai loc să umbli de sub, să dai cu mocul, să dai cu... Da, așa e. Nici nu sunt obișnuită, că n-am avut niciodată chestie, de asta am văzut, dar n-am avut niciodată. Bun, clar trebuie să vină jos, da? Da. Aia e, știm, pe viitor. Vedem. Următoarele știm. Exact. Da. Bun. Acum că am terminat cu astea, vrem să încheiem vlogul frumos cu o scurtă vizită la Dedeman, că n-am mai fost de multă vreme. Vreau să mergem să luăm perdele, care, mă rog, trebuie luate de la Ikea, dar nu știu dacă ajungem chiar azi. Vrem să luăm perdele și pentru partea asta, să punem la fel, că sunt și geamurile de aici. Nu le-am luat deodată pentru că am vrut să vedem cam cum arată și dacă se potrivesc. Dar trebuie făcută exact aceeași chestie. Luată bara aia, luată draperia, luată perdeaua și puse și în partea asta să fie la set și să mergem la Dedeman să luăm plinte albe și vopsea. Și acum să mai pun o întrebare, dacă o mai vopsim pe asta, masca, dacă o facem tot bleu, cum am zis că vrem să facem plintele și ușile. Deci propun să ne îmbrăcăm și să mergem într-acolo. Da, mă îmbrăc, merg așa. Tu mergi așa, nu? Ia. Suntem frații pește, uite, cu pantaloni de ăștia de... Să atacăm problema. Și iată-ne din nou aici.
albe vrem. Cred că astea sunt ce ne dorim noi. Sunt și mai scurte. Sunt? E lemn ăsta? Sau ce e? E lemn ăsta sau ce e? De pe partea din spate, nu? E ceva. Și cred că pe astea le-am luat noi. Pe astea le avem acum. Sau oricum de pe aici le-am luat. Așa, cât ar fi astea? Deci, vrem de alea mai late, am zis, nu? Da. Dar vrei simple sau primul? Păi mă gândeam ori aia, ori asta. Prețul e același, 69 de lei. Alea mici sunt 24,89. Astea sunt 46,90. Uite astea. Ce zici de astea? Ăla nu, că ăla cred că e plastic de la urțel. Dar astea arată bineșor. Sunt mai elegante. Dar o să arate mai bine. Luăm de-astea? Da, de-alea zic. Dar hai să vedem cât ne trebuie. Cât are una, zice? 2,2 metri. Și nouă ne trebuie, cât am zis? Avem, numai că nu știu că o să fie suficient. Nu e unul atunci, eu știu. Deci variantele ar fi pe aici, zona asta, sau asta, și conform pozei mele cu perdeaua, pe care sper că o vedeți, mi se pare că asta e cea mai apropiată ca idee. Deci RAL6034. Trebuie făcută pe comandă, din ce înțeleg, adică disponibile le au pe astea, alea de acolo, și restul se fac pe comandă. E chiobăr vopseaua. Să vedem ce cantitate va fi necesară, că nu sunt doar plintele. Sistemul de anunțare computerizat că vrea. Na. Mat sau lucios? Mat. Mat ne trebuie, nu lucios. Asta se mai diluează? În principiu se dă ca atare. L-am rezolvat. Plinta, iată-o, aici, încape foarte bine în merciulică. Vreo 5 litri de vopsea se pare că am avut nevoie și trebuie vopsită în casă. Teoretic am fi vrut afară ca să nu se facă mizerie cu pistolul, ar fi fost mai bine, dar este prea frig. A zis cel care ni l-a colorat că trebuie să fie minim 5 grade, ceea ce la momentul ăsta e exclus. Așa că le vom vopsi în casă cu pensul, atât oricum o să fie mai simplu ca la pereți, că este suprafață mult mai mică. Deci, da, zilele următoare cu asta ne vom ocupa. Și mai trebuie mers la Ikea după perdele, după toate cele, dar important e că le-am luat pe astea și o să vreau să fac aceeași chestie și pentru cele de jos, pentru cele din sufragerie. Vă amintiți cât am frecat la ele, cât am înnebunit și chiar vorbeam zilele trecute și spuneam că dacă aș fi știut că nu o să se potrivească, că muncim degeaba pentru ele, nu m-aș mai fi chinuit nici să lipim toate alea pe acolo, nici să le frecăm, să nebunim. Adică a fost o muncă perfect inutilă, cu dureri de spate, cu febră musculară, cu migăneală. Cu masaj, cu toate cele, perfect inutil, că până la urmă o să ajungem să le dăm jos. Nu mai au nici o treabă cu ceea ce este în camera aia, deci nu se potrivesc în nicio formă. Așa că le vom scoate, doar că pe alea de jos o să le lăsăm albe exact cum sunt astea și mi se par foarte frumoase, să ziceți și voi ce părere aveți. O să le lăsăm exact așa albe și ne gândeam să punem și niște cornișe. Niște cornișe. Cornișe? La McDonald's au din aia, cum zici, promoție 1 plus 1. La McDonald's, da, dar la dedeman. Nu cred că au. Deci vor fi și niște cornișe într-un punct, însă până când ajungem la cornișe, ne ocupăm de astea, vedem ce iese acolo, cât ne duce capul să facem singur și oricum o să chemăm pe nenea cu care v-am zis că am vorbit ca să le pun. La ușe, exact. Gata. Primul vlog așadar pe 2024 se încheie aici. Încă o dată, mulțumesc mult de tot că m-ați așteptat. Bine ați revenit. Programul va fi ca de obicei de acum, deci o să ne vedem luni vineri de la ora 7. Iar pentru data viitoare am niște chestii în cuptor, adică in the making. Da să vedeți. Continuăm și cu astea și vedem ce mai stricăm, ce mai renovăm, ce reușim să mai reparăm. Poate facem ceva și cu masca aia. Noi suntem sănătoși. Gata. Mulțumesc tare mult. Zi sau seară minunată să aveți și ne vedem în câteva zile. Pupicios mult. Bună. La ce? La McDonald's. Ah, mergem la Mac, deci. Pa.